și veșnicul candidat Brega și Laguta. Candidat? Da, eu astă noapte am studiat codul privind, cu privire la alegeri și eu categoric nu sunt de acord. M-am, știți, cu așa curaj am vrut și am dorit chiar să particip, că multe lume dorește anume pe mine să mă voteze, dar când am văzut că au dreptul să mă voteze numai circumscripția cartinentează, Parlamentul e organ republican. Dacă candidați să... independent, numai circumscripția poate. Dacă vreți să vă votez toată țara, candidați pe listă, nu spuneți pe listă mii, de partid. Nu spuneți mie ce... Fondați un bloc ceva, blocul cod, Maia, parcă ați avut așa ceva. În codul de alegeri. Nu spuneți mie ce... Asta e legal. Asta e o discriminare. Curtea Constituțională a considerat legal și deja e... Curtea Constituțională, dar toată țara, de ce tace, dacă nu cunoaște? De ce pe unii candidați o să-i voteze toată țara, dar pe unii numai pe circumscripție? Noi ce, ne balotăm în organele locale sau ce? Ce noi înseamnă? Nu ne balotăm deloc, noi candidăm. Candidăm. Sau nu mai candidați? Ce nu o să vă voteze la Buiucani sau orice circunscripție din Chișinău? Eu vă spun încă, de ce să mă voteze numai Buiucani? Când o mulțime de lume dorește să mă voteze din țară. Din, candidați din, pentru diaspora, o să vă voteze China, Rusia, Ucraina, Israel. Eu văd că dumneavoastră, domn Brega, nu, serios, circunscripția 49. Dumneavoastră nu, în loc să împreună să depunem, să contestăm. Acum mai târziu de contestat, trebuie de contestat când s-a votat, acum un an. Democrații și socialiști au votat. Dar eu lucrez. Și eu lucrez, dar urmăresc ce se întâmplă în Parlament. Și de ce n-ai contestat? Eu azi noapte nu m-am aflat cu toate chestiile astea. Ciudat. Că a fost codul votat, asta știam. Dar ce e acolo conținutul codului? Eu numai azi noapte m-am citit ca să mă pregătesc pentru a candida. Și am căzut jos. Ce înseamnă numai... De ce să lipsească din toată țara oamenii care doresc să te voteze? De care drept? Pe unii candidați îi voi vota toată țara, dar pe unii numai pe o circumscripție să-i voteze. O circumscripție te înaintează. Îți permite să candidezi, înțelegeți? Îți permite să participi la alegeri. Da, să voteze, trebuie toată țara să voteze, să aibă drept. Ați fost după certificat de integritate? Am fost, am dat comandă, da. Eu ca atare am crezut că certificatul dat, tot numai după ce se începe procedura asta de... Apoi da, îl prezentați abia atunci, dar aici durează procedura la minim vreo două săptămâni, cât prevede legea, o tras de timp. Deci, asta nu încurcă nimic. Nu, dar să nu pierdeți termenul. A? Bine de că ați depus azi cerere. Nu. Și puteți începe a strângi semnături. Sigur. Alegeți circumscripția sigur, și așteptăm. Certificatul dat se prezint la circumscripție numai cu împreună cu listele deja îndeplinite. Ia uite, Andrei Donicu a zis că are o mișcare social-politică pentru activiști. Încercați cu el, poate dar vă deci, pune primul, al doilea pe listă. El așa o zis, cine o să aducă mai multe semnături, o să stea mai sus în top. Eu nu am nevoie de nimeni. Atunci, dar o candidați independente numai pe circumscripții. Eventual, vedeți, de diaspora. Domnul Brega, vedeți, dumneavoastră, acum vă bazați anume pe... Dar pe legile sunt obligatorii pentru toți, doamne. Legile sunt obligatorii pentru toți. Ne plac sau nu ne plac, sunt obligatorii. Dacă ați știut... O să intru în Parlament și o să propun să fie abolite, să fie schimbate. Dacă n-ați făcut acum, apoi nu vă mai cred că acum faceți... Acum cetățean și n-am niciun drept dacă n-o să fiu în Parlament, deputatul, să am drept de inițiativă legislativă. Aveți tot dreptul. Să atac legea în contencios administrativ. Iată, le ataci dumneata în continuu tot felul de dispoziții de primărie. Și ce ai obținut până acum? Te judeci în continuu. Multe care am obținut, dar sunt... Iacă o să vedem acum cu domnul Grozavu, cu numirea lui ilegală pe doamna Radu la primărie. Pe data de 15 să fie un an întreg m-am judecat. Imediat am acționat în judecată după ce el a numit-o în funcție de primar general interimar. Și un an întreg a durat judecată. Aveți speranța că e vreun judecător care nu răspunde comenzilor politice? Să facă conform legii? N-am nicio speranță. Asta nu înseamnă, domnul Brega, asta nu înseamnă că fiecare să nu încerce să meargă pe această cale să se convingă. Dar să încerci toată viața, nu ajungi 5-10 ani să încerci să vezi că nu merge, cât poți mai încerci? Când vezi că sistemul judecătoresc nu funcționează? Eu 20 de ani mă apă în luptă cu toți. Și apăr oamenii, și contrapartidelor,
și multe ce reușesc. Pur și simplu, activitatea mea, eu nu am canal de televiziune ca să stau numai și zilnic să iată ce am făcut. Dar aici, rețelele de socializare vă permit acum, ați adresat la public enorm, mai mare decât televiziunile. Eu cred că toată lumea cunoaște foarte bine, de care mii de oameni am apărat în 20 de ani. Să vedem, unde candidați, încă nu știți. Nu, eu știu, dar eu nu stau, vreau să spun. Eu stau în... Vă temeți să nu vină Maia Sandu să vă eclipseze, să candideze pe cei circunscripții și să vă speculeze numele. Dar nu are nevoie de Maia Sandu, e tare, are frică de mine, dar eu absolut deloc. Măcar să fie Maia Sandu pe fiecare circunscripție. Nu eu, poate, numai pe una. Dar lasă fie... Dar toți fie pe lista de partide, e prima la blocul acum. Înțelegeți sau nu poziția mea? Eu îi permit și pe orice circunscripție, deloc n-am frică față de însă, dar ea, ați văzut? De atât ați ocupat piața pe 26 august când au vrut protesteze. Eu nu am ocupat piața. Eu nu am ocupat. I-ați permis ușor să o ocupi. Nu eu permit, Brega, nu-mi blaș, nu, cu balig, nu-mi plin lumea. Piața nu e a mie. Eram nu acolo și am văzut, a fost Climenco să spună tâmpienii. Ați auzit ce spunea Climenco? Ați auzit ce spunea Climenco? Nu eu repartiz, n-am auzit. Eu am venit și două minute am spus ce-a făcut aici primărie și am refuzat să nu partice. Erai șefă de protest acolo, nu erai organizator de protest. Dar cine era? Cine? Cine a fost primii? Nu eu? Nu eu! Dar erai oaspete acolo ca mine, da? Da! Închipuiți! Opa! Nu eu, primii care au depus și aveau dreptul, da? Nimeni nu m-a folosit pe mine. Am înțeles. Nimeni nu m-a folosit. Bine. Ați văzut că și-au răspuns că el o să fie peste tot unde a dori. Și ce-l să faci? Dacă îl apără Plahotniuc... Dacă îl apără Plahotniuc, chiar o să fie. Dar dumneavoastră de ce atunci nu l-ați alungat? Cine? De unde l-am alungat? Vedeți, aveți vreun drept să alungați pe cineva, dacă asta e dreptul omului, conform convenției europene, să-și exprime. Nimeni nu putea să facă nimic. Acolo putea a ieșit o jumătate de țară și s-a confruntat. Și de partea lui Sandu cu Năstase, oameni săraci, și de partea lui Șor, oameni săraci, și uitați-vă cum se mâncau unul cu altul. Pentru ce? Când săraci șac și aia, și săraci și aieștia. Am înțeles. Eu confruntat. Așa că eu stau cu gândul ca să voteze numai circumscripție, scurați-vă, eu nu-s de acord. Ce fel de discriminare a candidaților independenți? Cu ce să mai presuși a cei care merg pe listele partidelor? Ca să-i voteze pe dânsul toată țara, dar independent numai circumscripția? Eu categoric nu sunt de acord. Da, cred că asta e o formă și de discriminare. Da, e o formă foarte serioasă. Și eu am să contestez acest lucru. Să mă anunțați când vă judecați, vin la ședință. Și mediatizez. Eu pot îmbina activismul și cu politica.